Domnul primar al nostru m-a rugat să vă spun trei cuvinte. Anume, că în primirea din seara asta se autorează faptul că soțul meu dăruiește, donează orașului aceste 14 lucrări, că atâtea au încăput pe pereții acestei lucrări. Va rămâne în expoziție permanentă, având în vedere că e o donație. El locuiește împreună cu mine în acest oraș de 50 de ani și cea mai mare parte din viața aici trăind-o mi-a făcut plăcere și bucurie să rămână orașului ceva și în partea lui. Dar nu eu trebuie să vorbesc, să rugăm pe Domnul Iulian Bucur, care este un adevărat vorbitor, să spună ce are de spus. Bună seara, dragi prieteni, din orașul Câmpina. Trebuie să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici și sunteți atât de liniștiți și vă uitați la mine și nu vă uitați la lucrările pe care de astăzi le aveți, care sunt de astăzi ale dumneavoastră. Atunci când mi s-a spus că trebuie să ajung aici și mai ales când am auzit titlul, acest titlu atât de căutat, de frumos, de cizelat, Dar cu Har se cheamă evenimentul la care participăm. Dar cu Har se cheamă această donație. Și m-am gândit mereu că e o mare diferență între un cadou și un dar. Atunci când primiți un cadou, trebuie să mimați în mod obligatoriu, să mimați surpriza. Trebuie să păreți că e un lucru neașteptat care vine peste dumneavoastră. Dumneavoastră îl știți foarte bine pe artistul dumneavoastră, pe Mihai Nechita Burculeț. Mihai Nechita Burculeț nu vă face un cadou, vă face un dar. Un dar de obicei se dă cu mâna întinsă, se dă cu ochii larg deschiși. Asta este marea diferență între un dar și un cadou. Și nu e numai un dar, e mai mult decât atât. E un dar care vine din inimă. E un dar care vine cu mult har, pentru că a reușit să rezolve prin acest titlu, pictorul, să rezolve o problemă. Dacă vreți chiar două, ce este arta? Altceva decât un dar. Dumneavoastră credeți că artistul își aparține sieși lui? Nu. Artistul va aparține dumneavoastră, din prima până în ultima clipă. Un artist se gândește atunci când atinge suprafața cu pensula, se gândește în primul rând la dumneavoastră. Sigur, se gândește la el. Trăiește, arde, dar se gândește în primul rând la ochii dumneavoastră, la retina dumneavoastră. Pentru dumneavoastră lucrează. Pentru dumneavoastră gândește, pentru dumneavoastră simte în fiecare clipă. De asta chiar e un dar ceea ce se întâmplă aici. Credeți că Homer a aparținut Greciei? Nu, Homer aparține lumii întregi. Homer nu mai aparține nici măcar mamei lui. La fel se va întâmpla și cu ceea ce sunt, cu ceea ce este aici. Lucrările acestea de astăzi sunt ale dumneavoastră. Și v-am spus că nu e numai un dar, e un dar cu har. Și acest cuvânt, har, e foarte apropiat de o propoziție, de o vorbă pe care a zis-o Dostoievski, care a spus cam așa, că frumusețea va salva lumea. Și el când a spus lucrul ăsta, nu s-a gândit numai decât la frumusețea aceea exterioară. Suntem frumoși, avem forme. Dostoievski s-a gândit la frumusețea de dinăuntru, pentru că acest cuvânt, frumusețea, are nenumărate accepțiuni. Și accepțiunea lui Dostoievski, frumusețea este, se află înăuntru. În accepțiunea lui Mihai Nechita Burculeț, frumusețea se află înăuntru. Frumusețea nu este altceva decât un har. Un har ca un talent pe care îl primești și apoi trebuie să îl dăruiești. Nu poți să trăiești cu el. Tu ca artist crești și paharul se umple și tu trebuie să dai pe afară. Ceea ce a ajuns afară, astăzi este pentru dumneavoastră, dragi locuitori ai orașului Târgu Ocna, și trebuie să vă felicit pentru asta. Și vă spun că este un privilegiu. Și să vă reamintesc
că în orașul dumneavoastră s-a născut un pictor pe care dumneavoastră l-ați pierdut, poate pentru totdeauna. Mă refer la pictorul născut la 1915, aici la dumneavoastră, la Ion Diaconescu. Cred că Pinacoteca care se naște aici trebuie să facă un efort și să caute și să recupereze, să recupereze și pe acest al dumneavoastră pictor Ion Diaconescu. De asta eu cred că e un gest tare frumos, e un gest tare nobil că pictorul Mihai Mitra Burguleț vă ajută în acest fel, cumva. Peste ani nu va trebui să-l căutați decât aici, în această casă, în această atât de frumoasă și elegantă casă de cultură. Aveți un dar, e al dumneavoastră. Ce pictează Mihai Nechita Burculeț? Sunt câteva teme pe care le-am văzut mereu. Cred că ne cunoaștem de 15 ani sau de acum se fac 20 și mereu m-a impresionat drumul. Este una din temele lui principale. Toate lucrările au un drum. Un drum care începe cu dumneavoastră, privitorilor. Dumneavoastră vă aflați în capul drumului. Și drumul intră și intră în tablou. Și acest drum nu este altceva decât o invitație, dragi privitori, dragi consumatori de artă, dragi locuitori ai orașului Târgu Ocna, să intrați în tablourile, pe acest drum, să intrați în tablourile pictorului. E un drum care uneori merge șerpuit, e un drum care uneori atinge orizontul acela îndepărtat, e un drum care vă duce înspre departe. E un drum care, dacă vreți, povestește ceva din lungul drum al zilei către ceva foarte, foarte îndepărtat. Aceasta este una dintre poveștile pe care le puteți găsi pe Simeze în această seară, în care sunteți atât de ascultători. O altă temă importantă pe care o veți găsi aici este tema ferestrei. Fereastra cumva este soră cu drumul. Drumul duce, vă poartă, iar fereastra este o invitație să vă deschideți, să ne deschidem. Fereastra este în permanență un spațiu de traversare, un spațiu de trecere, un spațiu al transparenței. Așezați-vă în mod corect în fața ferestrelor lui Mihai Nichita Burculeț, găsiți acel loc special, care înseamnă, dacă vreți, locul regizorului. În această seară sunteți regizorii acestor lucrări. Găsiți acest loc perfect în fața tablourilor, în fața lucrărilor și veți putea să priviți dincolo. Puteți să și călcați, să și mergeți pe drumurile pe care vă invită pictorul, dar puteți să și stați cumva și să priviți prin aceste ferestre deschise și întredeschise. Ferestre dincolo de care se află ceva, puțin, din sufletul acestui artist. Știți? N-am zis, a zis-o cineva mult mai deștept ca mine, a spus cam așa că Madame Bovary se moa. Asta înseamnă că nu este niciun tablou de aici care să nu conțină mult, puțin, arzător din sufletul artistului cu care locuiți împreună. O altă temă, o temă importantă este tema acestui, e tema crângului, care este apropiat. Deci, dacă ies acum pe stradă și privesc înspre dealuri, voi vedea aceste crânguri mici care se află în fața pădurilor și pe care pictorul încearcă mereu să le surprindă. Un crâng este un fel de pădure mai mică. Pădurea este mare și te poți cumva rătăci în ea. Dar cu crângul te poți împrieteni. Această idee a prieteniei este marea, este firul care unește toate aceste tablouri. Pictorul vă cere să îi fiți prieteni și pictorul vă cere dumneavoastră să fiți prieteni. Să fiți prieteni pentru că veți privi aceleași tablouri și retina dumneavoastră, pe retina noastră se vor odihni drumuri, ferestre și crânguri. Crânguri dese, crânguri mai rare, crânguri care la fel se află pe drumuri care duc înspre departe. Această capacitate a pictorului de a povesti departele, care e tare greu de spus în cuvinte. Sigur, se poate spune și în cuvinte. De asta cred că am și fost invitat aici să spun cuvinte. Dar sunt lucruri care depășesc sfera asta îngustă a cuvintelor. Și departele pe care vi-l zice pictorul în această seară și vi-l zice pentru eternitate din această seară încolo, această îndepărtare nu o poate spune decât cu pensula. Această idee a transparenței nu o poate spune decât cu pensula. Pentru că e tare greu să spui în cuvinte și să arunci ceea ce trebuie să arunci când vorbești. Dar pictorul știe să facă lucrul acesta, știe să construiască acele scoarțe, acele ecrane, care se află pe toate aceste tablouri.
intrați în ele și cunoașteți-l pe pictor. Există și autoportrete. Veți găsi un autoportret aici și pictorul se poate reprezenta peste decât cu pensula, nu? Asta este munca lui, asta este ziua lui, asta este viața lui. Pensula atinge pânza și lasă un punct. Și apoi punctul acela sumână artistul, sau poate unor chiar el singur. Pictorul începe să punctul începe să alunece și se transformă într-o linie. Și linia începe și ea să o ia la vale și devine un plan. Și planul începe să tremure și devine un spațiu. Un spațiu care nu este altceva decât o scenă. O scenă unde se poate cânta. Ați văzut? Atunci când a început acest eveniment, s-a auzit muzica. E atât de multă muzică în aceste tablouri și un fel de muzică, vorba lui Bach, o muzică bine temperată. O muzică bine temperată pentru că pictorul v-a spus, vă spune povești despre prietenie. Nu există nimic violent în toată pictura lui. Nu există nimic forțat în toată pictura lui. Nu există decât poveste și poveste și poveste de omoară și poveste lungă și poveste îndepărtată. Toate aceste povești despre dumneavoastră nu și vă gândiți-vă, trăiți cu el. El nu poate să vorbească decât despre dumneavoastră. Nu poate să vorbească decât ceea ce... Și dumneavoastră să vă regăsiți în aceste tablouri, pentru că trăiți împreună. Așa că vă invit să faceți toate aceste lucruri. Să primiți cheile. Mereu mă gândesc când intru într-o sală de expoziție și mă uit pe lângă un tablou și văd că pictorul e prietenul dumneavoastră și vă oferă o cheie. O cheie care se numește titlu. Luați aceste chei și intrați în tablourile pictorului Mihai Nechita Burculeț. Sunt chei oferite cu multă prietenie. Luați-le și descuiați tabloul și simțiți ceea ce și pictorul a simțit, gândiți ceea ce și pictorul a gândit și știți, un tablou pare să că e format din rațiuni și din sentimente. Vă invit să puneți cuvinte acolo unde sunt rațiuni, iar acolo unde sunt sentimente să iubiți pe pictor. Pentru că asta așteaptă pictorul mai mult decât orice. Să vadă lumină în ochii dumneavoastră și lumina din ochii dumneavoastră să ajungă pe tablourile lui. Se gândeau ăia vechi, oamenii ăia vechi, că faptul privirii se întâmplă cam așa, știți? Din ochiul nostru este o rază, așa cum deau cei care nu știau foarte multă fizică. Dar cumva nu greșeau. Din ochiul nostru, care e o sursă de lumină, este o rază, merge spre tablou, ajunge pe tablou, acolo îl gustă, cumva, și tabloul, de pe tablou, raza se întoarce înapoi în ochi, și raza îi povestește minții ce a găsit acolo și ce a văzut acolo. Stați atât în fața lucrărilor, cât raza să se întoarcă și să vă povestească toate cele bune și toate cele frumoase și toate cele adevărate pe care, cu câteva clipe mai înainte, pictorul le-a pus în tabloul său. Și dacă veți sta și veți aștepta să întoarcă această rază prietenoasă înspre voi, atunci această seară nu este o seară pe care ați petrecut-o în zadar aici. Și atunci, cu adevărat, vom avea șansa să facem, așa cum a spus Dostoievski, o lume mai frumoasă. Adică frumusețea poate să salveze lumea. Acest efort pe care îl face pictorul este altceva decât o încercare ca lumea să fie cumva salvată prin frumusețe. Vedeți, nu mai ieșim de pe stradă și dintr-o dată toată această liniște pe care o ținem aici dispare într-o clipă. Suntem bombardați cu toate lucrurile de care nu avem nevoie. De asta vă invit să veniți des aici, în această casă atât de elegantă, care se cheamă Ion Talianul, are și un nume frumos, și să gustați și să simțiți ceea ce pictorul v-a zis odată, dar să știți că tabloul este viu. Tabloul nu moare niciodată. Chiar dacă peste 200 de ani pictorul nu va mai fi, sau nu, peste 199 de ani pictorul nu va mai fi, lucrările lui vor continua să crească. 198 nu vă place. 199,9. Tablourile sunt în continuare vii și vor fi vii pentru eternitate. Vor fi vii pentru eternitate și vor spune și copiilor și copiilor dumneavoastră despre un loc tare frumos decât Pământul ăsta, care este Târgu Ocna. Un loc tare frumos care a fost de astăzi cumva sfințit. Lăsați-mă să folosesc acest cuvânt de pensula măiastră, de mâna, de ochiul și de mintea pictorului.
și atunci, cumva, toată întâlnirea noastră n-a fost în zadar. Folosiți aceste lucruri și folosiți această seară. Și vă mulțumesc pentru nemăsurata atenție pe care mi-ați acordat-o. Vă mulțumesc! Domnul Iulian Bucur este critic și muzeolog la Bacău. Și de acolo, chiar toată partea asta din Moldova se leagă de critică. Domnul Iulian Bucur a amintit mai înainte de sincretismul artelor, adică de modul fericit, frumos și total în care artele se discută între ele, se înțeleg între ele, se bucură între ele, tocmai pentru că se întrepătrund. Și înainte de a da cuvântul prietenului nostru pictor aici de față, am să invit o tânără pianistă să vă cânte o sonatină de Beethoven. Vă vom introduce puțin în muzica clasică. Ea este Ilinca Vrânceanu, este în clasa a patra. Să știți că primim aplauze! Este o fetiță talentată și extraordinar de muncitoare. De fapt, toți copiii cu care Dumnezeu a vrut să lucrez în anii aceștia, în ultimii ani, sunt extraordinar de talentați și de tenaci în ceea ce fac. Și vă invit, cât o ascultați, cât ascultați această sonatină în fa major de, în sol major de Beethoven, puteți privi cu atenție tabloul acela cu trompeta deasupra, care să vă fie sugerat de muzica ce o veți asculta. Hai să vedem. Stanciu, pictor și profesor și ne cunoaștem cam de 49 de ani. Să zică și el ceva. Bună seara. Eu n-am să intru prea mult în domeniul artistic. Sfera artistică în care a lucrat maestru Mihai, pentru că prezentarea a fost magnifică și Iulian
nu mai eu știe să fac lucrul acesta așa de frumos. Dar am să mă leg de Mihai și de Poca, pentru că ne cunoaștem niște în lumea. Mai exact de când am cunoscut. Nu vreau să pun data, pentru că dacă pun data, mă îmbătrânesc mai bine într-o zi, într-o afară, nu știu când, mă rog. Atunci am cunoscut și orașul Târgovna. Oraș de care m-am îndrăgostit. Nu mint, am cea mai grozavă colecție de vederi vechi cu orașul Târgovna. Dacă mi-aduceți un colecționar o colecție mai bogată, o ofer gratuit. Peste 200 de cărți poștale, cu pușcăria. Deci orașul, tot orașul vechi, 1890 ceva, nu am făcut prima carte poștală. Deci, ne-am întâlnit aici, mi-am mintit că am dormit la dânsul, am devenit prieteni, pictor și el, pictor și eu. Pot să spun două lucruri. Ca artist, și mă bucur enorm, că n-a intrat în sfera unui curent, în sfera unui artist. A lucrat și a gândit, așa cum maestru Bucur a spus, și asta e deosebit lucru. Lumea de astăzi e foarte diferită. Nu mai comentez, că suntem într-o situație foarte, foarte grea. Dar arta, la fel și ea. Fiecare face ce crede că e pictor, uneori măzgăleala de acum câteva zeci de ani, astăzi e pictură, știu, conceptuală și așa mai departe. Nu. Mihai și-a dumnezeu de drumul lui și asta mă bucur enorm. Nu s-a scăldat cu imagini ca să epateze, ca să arate. Eu știu un lucru. Că trufia este un mare păcat creștin. Așa se zice. Așa că nu s-a lăudat niciodată. Este un om modest, face ce știe, de uneori trebuie să-l împingi ca să iasă în față, să facă un pas. Și trebuie să-i mulțumească soției care îi mai face câte hai ca să facă treaba asta, cred că vă dați seama. Și asta e un lucru deosebit pentru familia aceasta, Coca și Mihai, Curculeț Nichita, pentru mine a rămas un simbol al prieteniei. Și am să vă spun de ce. Acum 2 ani am fost legumă. Nu spun cauzele, sunt ca tot prietenii de astea, prieteni mi-au făcut. Singurii care mi-au dat un telefon, de fapt nu știam de unde știu. Ce cu mine? Ce faci? Vin la tine, mergem, hai, pune mașina, uite, ducem, găsim noi undeva. Mă scuzați că am emoția aceasta. Momentul ăla, fred plubirii, mi-a dovedit prietenia lui deosebită. Noi știm cu toții că mulți prieteni sunt până când îi dai oferi. În momentul când nu ți întoarce spatele și, din păcate, îmi pare rău, dar mi-asum responsabilitatea la Bacău, cam așa se întâmplă în domeniul nostru artistic cu filiala aceasta. Cine e în vârstă, gata. Chiar dacă are activitate și a făcut ceva. Felicitări orașul acesta că își prezintă personalitate și orașul Târgu Ocna are personalități deosebite, iar trebuie să-l numești pe domnul profesor de istorie, domnul Stoica, care a scos chiar un dicționar de personalități. Îmi vine în minte acum, orașul Târgu Ocna, dacă eu pe județul Bacău nu cunosc în toată țara, este aproape de orașul Fălticeni. Orașul Fălticeni are cele mai multe personalități ca număr de locuitori din țară. Deci o să vedeți, are acolo la Fălticeni, există chiar un muzeu al personalităților.
ce vrea să facă, săracul mi-a povestea de când se chinuie să facă o chestiune de aceasta, fac și cruce, să-l ține Dumnezeu în viață, să reușească. Pentru că se poate. Sunt pictori care sunt în viață, îi pot acumula, putem aduna. Sunt scriitori, sunt cântăreți, sunt foarte mulți oameni din Târgu Ocra care pot contribui la o pinacotecă, mă rog, nu știu cum se cheamă, dar se poate face. Pentru mine, familia aceasta a fost dătătoare de viață și țin să le mulțumesc. Ieri când m-a anunțat, nici l-am spus să mai văd. Chiar dacă am și alte treburi, mâinii sunt la tine să văd pe Mihai. Să văd ce mai face. Țin foarte mult la ei. Lucrurile acestea pe care Târgu Ocna le are, să știți că sunt lucruri foarte rare. Nu știu dacă e adevărat, dacă ne eram eu, că făceam teren pe aici, se discuta un tip de la aviație că vrea să facă o pistă pe aici, că nu știu ce. De ce nu s-a făcut? Nu știu. Orașul Târgu Ocna este într-un loc extraordinar. După câte știți, aici a fost și stațiuni. Parcul Năstăsache, sunt câte deosebite. Vă aduc documente, vederea, vă aduc foarte multe lucruri. Orașul Târgu Ocna prezintă, are cele mai frumoase cărți poștale, mai frumoase ca Bacău. Eu am și Bacău și Târgu Ocna. Târgu Ocna sunt deosebite, desăvârșite. De aceea, plus că în Târgu Ocna, un frate de-a mea a făcut armate, deci așa a dat Dumnezeu să-mi găsesc, vorba aceea, să-mi găsesc Târgu Ocna. Și prieteni, și orașul de care să-mi placă. Să știți că eu mă duceam la Sănic, dar totdeauna Târgu Ocna parte era ceva medieval, ceva care respira alta aia. Sunt atât de mulțumit și Mihai, și gestul care l-ai făcut, și pentru că îți port o dragă deosebită și ți și-o coca, vreau să văd un tablou. Un buchet de flori japonez. Buchet de flori japonez. Japonezii nu fac cadouri flori. Le lipesc. Mi-a venit o ferestă. Eu pitez ferestre, pentru că fereastra este ca și ochiul sufletului, prin fereastră vezi casa, casa e frumoasă, dacă ferestrele sunt frumoase. Ai ochii frumoși, vezi pe afară, vezi interiorul, dar depinde de tine. Deci, ochiul te poate înșela, ochiul te poate păcăli, dar ochiul de el se poate îndrăgosti. Colonel Sancho, ne cunoaștem de 70 de ani. Nu mai spuneți treaba asta, am zis că exact. Colonel Sancho, pe timp, sau pe partea de tut, vedea dincolo cu basarabenii de acolo, din partea acolo. Cu praștia. Și la un moment dat, avea un coleg de acolo, s-a urcat la casă din asta... La, era pichetul și așa, m-a urcat acolo. Băi, robuit, băi, băi, eu sunt tine, mă vede. Vreau să le împuște. Pe ei, da. La cam atâta. Vreau să vă spun că Aurel a avut o expoziție la Roman, acum 2-3-4 ani, nu mai știu când, cu ferestre. Toate lucrările înfățișau ferestre. Fiecare fereastră spunea altceva. Avea o poveste, puteai întrezări o întâmplare, o stare, o bucurie, o nostalgie. Eu pe Aurel îl iubesc de foarte mulți ani, dar cu ferestrele alea m-a dat gata. Mulțumesc tare mult!
frumoase și la toamna aceea minunată o invit pe Ștefania Călin, o tânără domnișoară din clasa a 10-a, să ne cânte partea întâi de la sonata. Hai, fericit! Pe toți copiii am rugat să cânte doar câte un fragment scurt. Câte un fragment scurt. Hai! Și eu
că și-a ales singură piesa, care nu este deloc o piesă ușor de, nu de interpretat, de citit nu e ușor, dar pe să o mai și interprete. Și am muncit, după cum se vede. Bravo, Florice! Domnul profesor Cătălin Fornica să se exprime. Tu să stai jos, Cătălin. Nu, mulțumesc. Da. Pe Costache Negri Colț cu Veri e un fel de cub, nu știu câți metri cub sunt acolo, e un centru al Universului de unde pleacă creația lui Mihai Nechita Burculeț. Cine a avut fericirea să respire acolo, poate să depună mărturie că ceea ce se întoarce aici cumva, așa cum a spus și domnul Vitic foarte frumos, ceea ce se întoarce aici, pleacă de acolo, dar adunat tot de aici. Este lumea lui, despre care, într-una dintre discuții, chiar glumeam, el îmi spunea, puneți voi ce scrie acolo, ce eu nu-i explic el ce scrie, ce-i titlul acesta. Așa am vrut. Pentru că artistul niciodată nu spune, el nu-i explică. El pictează, el creează. E treaba noastră. Cât putem, dacă putem, să ajungem acolo, să credem că am înțeles ce a vrut el să spună, mă rog, suntem liberi. Dar acolo, în acel cubuleț mic, am putut să trăiesc în câteva rânduri, sper să mai ajung, am putut să trăiesc bucuria întâlnirii cu incandescența creației. El face acolo, ca orice artist, de altfel, o mică magie. A lui este cu culorile, a altora este cu cuvântul. A altora cu sunetul, sigur că da, mișcarea. Mihai și-a creat o lume din lumini, din niște tente care îi sunt proprii. Chiar dacă el face ochiade, aruncă priviri galeșe, critice, amuzate, haioase, triste, înaintașilor lui. Chiar dacă îi citează, îi parafrazează, îi pastișează, el rămâne întotdeauna, el însuși, și ne aruncă nouă această provocare, această piatră în apă. Faceți voi ce știți cu el. Priviți-le. Eu le-am făcut. E treaba voastră să vă bateți capul să înțelegeți ceva, dacă vreți. Dar nu cred că trebuie să înțelegem. Cred că cel mai bine este să trăim. Atât cât putem, înconjurați de această lume. Să trăim în ea. Mihai, îți mulțumesc că m-ai invitat. Popula, îți mulțumesc, vă mulțumesc și vă îmbrățișez. Să trăiești. Doamne ajută. Și felicitări orașul Doamne Iertare. Dar felicitări pentru a fi deschis brațele unui artist în cetate. Mulțumim frumos. Ea este Maria Brezea. Trebuie să-mi sufli cum o mai cheamă. Este blândă și calmă și bună ca o adevărată Maria. Mi-e dragă, cum să spun, am moștenit de la mama ei iubirea ce eu port, pentru că și pe mama ei aici de față, Alina, o iubesc foarte mult. Mi-a fost elevă cu... alaltă ieri mi-a fost elevă. Că a zis Aurel, să nu zicem de când. A fost colegă de clasă cu băiatul nostru, cu Costache. Majoritatea îl cunoașteți. Și am rămas cu sentimente foarte frumoase. Maria are o voce de privighetoare. Când ar să fie mai matură un pic, ar să te întreacă oată. Cea mai frumoasă voce feminină la ora actuală, soprană în oraș, este Oana. Tot fost elev de-a mea, dar nu-i meritul meu, e meritul Dumnezeu. Și Maria vă va cânta, ia zi, mamă, ce-ai să cânt? Cu mine mai mult soare și păstrăvânt. Da, deci...
vă trece puțin în perioada romantică. Și e bine să o aplaudăm. La partea tehnică nu se știe. Thank you.
deștept decât Pescar. Să crești mare, draga mea. Am să invit pe Alesia. Pe Alesia Grozescu. Da. Care are să vă cânte partea întâia și partea a treia din sonata în do major de Mozart. Deci iar ne-am întors un pic la clasici. Poftim. Puteți privi măgura, tabloul cu măgura, care este un mic tabor. Atâtea lucruri foarte serioase, să vină și cu o glumă muzicală. Hai, frate!
important personaj din grup. Mai primim aplauze. Până acum, eu personal m-am jucat, dar aș vrea să devin un om serios și l-aș ruga pe domnul primar al orașului nostru, care nu știu unde a dispărut. Ah, m-am speriat că ne-a părăsit. No. Să zică ceva și dumnealui că e vinovat că a primit. Nu cred. Să stați cum vă cade bine. Bună seara! Distinsă familie și câteva lucrurile și doamna Bogdana, distinși invitați și oaspeți ai orașului Târgovna, bună seara dumneavoastră! Iată că într-o seară frumoasă de toamnă, o toamnă minunată, cu zile senine, se întâmplă încă un act frumos în Târgovna. Așa cum spunea distinsul maestru, că Târgovna oferă ceva special, chiar oferă ceva special. Și m-am gândit ce pot eu să spun acum, așa vremelnic în poziția aceasta, în primul rând am zis să vin aici ca un simplu târgovnean. De-aia nu am pus nici semnele, nu am pus nimic, pentru că dincolo de toate ce facem noi acolo, suntem oameni, suntem târgovneni, suntem oameni care iubim frumosul, care încercăm fiecare acolo de unde suntem și unde suntem să facem un lucru frumos, să punem o cărămidă peste cealaltă, să lăsăm acolo o pat de culoare pe un tablou și lucrul ăsta va dăinui în timp. Eu nu pot să spun decât că în numele instituției primăriei orașului Târgovna, în numele Consiliului Local, în numele dumneavoastră, suntem onorați. Suntem onorați că avem astfel de personalități în comunitatea noastră, în micul nostru orășel, dar pochet, că oameni care au creat și creează, au gândit că într-un anumit moment să lase ceva comunității și aici nu pot decât să ofer respectul și salutul meu distinsului domn Mihai. E un lucru extraordinar. Atunci când am auzit de această idee, am spus de la bun început da. Iată că în spațiul ăsta cultural se întâmplă act artistic frumos. În fiecare săptămână aici se întâmplă ceva. Aseară a fost piesă de teatru, astăzi este cultură. Zilele trecute au mai fost alte evenimente și pentru tineri și pentru vârstnici. Și cred că dincolo de tot ce se întâmplă într-o comunitate și cu toți așteptăm acum trotuare, străzi, asfalt, școală, parc, muzeu, eu cred că actul cultural nu trebuie să lipsească, pentru că ăsta e sufletul omului cel mai mult. Și, din păcate, în vremurile astea complicate, când dezbinarea plutește așa, cred că lucrul ăsta ne unește. Și ne unește domnul Mihai, ne unesc acești frumoși copii minunați care trudesc acolo în niște spații în școlile lor, alături de distinși profesori, să ducă mai departe cultura și identitatea noastră. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule profesor. Acum, dacă trecem la zona oficială. Da. Da. Centrul acesta s-a construit și știți și dumneavoastră că s-a construit pentru o finanțare a Guvernului României prin Compania Națională de Investiții. Avem un spațiu cultural deschis cu niște oameni inimoși și aici sunt trecători de România Mare, pentru că oamenii care lucrează în acest spațiu sunt români de-ai noștri, dar de dincolo de o graniță, o graniță și un râu Prut. Și sunt oameni care au ales, ca într-o parte a vieților, să vină și să facă frumos aici. Eu vreau să le mulțumesc și dumnealor, că nu este ușor. Acum să trecești la cele administrative, să spun. Da, este un lucru extraordinar când 27 de lucrări vor rămâne expuse publicului, rămân orașului. 14. Aici sunt 14, da. Pentru că spațiul nu a permis și eu sper ca, odată cu finalizarea unor investiții, să găsim un spațiu mai generos, care să-l punem în valoare și să fie o extensie a centrului cultural, unde acolo să funcționeze această expoziție permanentă, alături de alte spații care pot pune în valoare alți și alți artiști frumoși din Târgu Ocna și oameni care pun.
Mulțumesc foarte mult și am rămas plăcut surprins să știu că o colecție despre Târgu Ocna se găsește nu în Târgu Ocna. Deci asta este un lucru extraordinar și chiar vă provocăm. Oricând dacă aduc, vă considerați. Vă mai spun ceva. Aveți în primărie foarte multe tablouri vechi cu orașul Bacău. În primărie. Făcute fotografii. De la moa, sunt de toate. Putem să facem și o prezentare, s-a făcut acum și 1 decembrie, ziua națională, și poate facem un, creăm un eveniment în care dumneavoastră să expuneți aceste... Da, prezint mai multe lucruri. Și încă un lucru. Dacă mergeți la, la Oc, la Salin, în Salină, când am, acum 3 ani de zile, am făcut că revii din tabăra picture, am făcut vizită acolo. Domnul director, eu le-am oferit cele mai interesante vedere, făcute și acum sunt acolo, cu imagini din Salină, cu pușcăriaș, cu fel de fel. Și am să vă spun, am vederea. O vedere cu 5 personaje. Pe spate, circulată, deci nu-i falsă. Scrie așa, dragă Stella, îți trimit ceva la care să ai ce visa la noapte. Aici sunt eu, Vasile, Ion, tot. O chestie extraordinară, extraordinară. Nu credem până nu le vedem în realitate. Da, oricând. Poți să faci o expoziție, să știți. Poți să faci... Eu vă mai spun ceva. Toată lumea are o păsărică. Eu am un stol. Am peste 13.000 de insigne. Am o groază de colegi de aceea, așa că oricând pot să fac o expoziție, oriunde. Da, vă mulțumim. Dacă așa o mică paranteză, să știți că un petic de istorie a micii noastre comunități o puteți descoperi dumneavoastră, cum am descoperit-o și noi în săptămânile trecute, pe centru vechi, pe strada fost Boardul Victoria, acum se cheamă Carol. Știți că acolo se fac niște investiții și niște lucrări și la un moment dat s-au oprit toate și toți ne întrebăm de ce se întâmplă, ce se întâmplă acolo. Am constatat că în momentul când am degajat și am decopertat stratul de asfalt, am găsit piatra cubică, aceea care a fost pietonalul, și mai jos, surpriza, la 70 de centimetri, am găsit niște bușteni. Deci am descoperit că acea stradă, cândva, acum, nu știu, 100, 2, 3 de ani, era pavată cu bușteni. Era podită. Deci asta înseamnă că Târgu Ocna era un mic orășel de provincie. Era București, adică. Da, dar București mai era. Un oraș cosmopolit. Și ce este inedit, că acei arbori nu sunt stejari, sunt o esență de brad, într-o conservare extraordinară. I-am scos, i-am dus undeva în spate la instituție să-i trimită mai departe, să facem verificări, să vedem un pic cam cât ar fi vechimea lor. Pentru că un lucru extraordinar, să găsești un petec de istorie acolo. Și de-aia, cred că Târgu Ocna oferă de, și simbolurile alea pe care noi le promovăm, frumusețea, credința și eroismul, se întrepătrund aici. Și știu că simbolul acela, tot domnul Mihai l-a gândit și noi îl promovăm. Mulțumesc! În semn de recunoștință, domnul Mihai Nechita Burculeț, primăria orașului Târgu Ocna, oferă această diplomă de recunoștință în semn de înaltă apreciere și mulțumire pentru imensa contribuție adusă patrimoniului cultural al orașului Târgu Ocna. 10 noiembrie 2022. Da. Acesta este... Facem un post, să se vadă. Foarte frumos. Da. Și să știți că mai avem în seara asta încă o surpriză, să spunem așa. Distinsa familie Burculeț. Nechita Burculeț. Da, Nechita Burculeț. Anul acesta împlinește și o respectabilă vârstă de când au hotărât să spună da. Acum, așa cum a spus dumneavoastră, ceva timp în urmă, se împlinește un timp. Și aici, noi ne-am gândit... Vârsta este un număr, așa? Doar un număr. Da. Și primii 50 de ani s-au scurs repede, urmează următorii. Și la fel, Consiliul Local și Primăria am oferit și oferim acest certificat al nunții de aur,
pe care îl acordăm familiei Nechita Voculeț, Mihai și Georgeta, la împlinirea a 50 de ani de căsătorie. Ce mai contează 100 ziua de azi? Vă felicităm pentru răbdarea și înțelepciunea de care ați dat dovadă timp de 50 de ani. Modelul dumneavoastră de viață de cuplu este un îndemn pentru fiecare dintre noi. Foarte frumos simbol, ia privit, vă rog. Și lângă acest simbol mai este și un simbol material pe care instituția primăriei îl oferă ca semn de recunoștință tuturor cuplurilor care au stăruit în primii 50 de ani de viață. Suntem premiernici în pozițiile astea, e important să fim acolo undeva în partea cealaltă a pozei. Mulțumim frumos! Pentru că multe orașe am văzut și la Bacău și peste tot, sunt personalități care trebuie, cum să spun eu, cunoscute mai bine. N-ar fi bine ca sala aceasta, unde Mihai a lăsat lucrări, va fi un început, să zic, de galerii de artă, dacă va fi. Să se numească Mihai Nichita București. Las, mai încolo. Nu ne grăbim. La 100 de ani. Nu ne grăbim. Și la Bacău se trăiesc, se ziceamă Ion Măric, nu știu cum se mai... Așa că e o sală, expoziție. E o clădire interesantă și orașul Târgoviște are în patrimoniu o clădire la fel impunătoare cu o istoria sa, se numește Casa Borisov, că toți o cunoaștem. Ea, după multe frământări, a ajuns în patrimoniul orașului. Ăsta este lucrul cel mai important. E situată și într-o poziție centrală. O aveți și vedere. Și noi, așa, oamenii vremelnici ai timpurilor astea spun că acolo ar putea fi să apară un centru cultural special pentru astfel de lucrări și de expoziții. Aici fiind un spațiu modest, să spunem așa, e un foaier, o intrare, vrem să dăm valoare artiștilor și nu să fie doar un spațiu de trecere, așa cum ați spunea, ca o fereastră în intrarea în spațiu de scenă. Sperăm că prin proiectele guvernamentale și o avem depus într-o finanțare, în care la un moment dat s-ar putea să găsim și să prindă roade și să o transformăm în spațiu. Da. Și atunci ține cont de... O sal, uite, este unde așa. Da, vă mulțumesc frumos! E un tânăr matur. Mă scuzați, corect. Da. Mai era un mic artificiu de făcut pe care l-au pregătit colegii mei, pentru că tablourile astea nu pot să rămână așa, privitorul intră și ce sunt cu ele, până vede acolo cine are. Noi ne-am gândit să facem și un, nu știu, simbol, cum se numește, că nu mă pricep în lumea aceasta a frumosului. Haideți, vă rog frumos, domnule, vă rog să lăsăm așa de colțul ăsta. Să vezi ce ți se întâmplă aici. Da. Da. Nu așa, se întâmplă nimic de acolo. Nu, și să trageți dumneavoastră de chestia. De oriunde. Așa? Da. Da, e un... Mulțumim frumos!